Noaptea trecută un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severina a intervenit cu auto speciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Cervenița din Comuna Prunișor. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la un cablu electric și o grindă din lemn, cu pericol de propagare la întreaga locuință. Pompierii au localizat și stins imediat incendiul care a izbucnit cel mai probabil din cauza unui scurt circuit electric produs la un cablu electric neizolat corespunzător. În ultimele 24 de ore, pompierii meherințeni au intervenit pentru stingerea a șapte incendii, cinci dintre acestea izbunite la vegetație uscată pe raza localităților Breznița-Ocol, Valea Copcii, Burila Mică, Ghelmejoaia și Erghevița, care au cuprins circa 25 de hectare de teren. Ca urmare a nerespectării de către cetățenii a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în localitatea Breznița Ocol au fost înregistrate și pagube materiale, circa jumătate de hectare de cultură de viță de vie fiind afectat. În ultimele 24 de ore, pentru stingerea șapte incendii, salvarea victimei unui accident rutier, dar și pentru acordarea asistenței medicale de urgență unui număr de 14 persoane care au solicitat ajutorul apelând numărul unic de urgență 112.